Mănăstirea Cosăuți este acelă caș sfânt ce te cucerește cu frumusețea sa și a naturii ce o înconjoară. Aici se îmbrățișează armonios livezile, pădurile și apa liniștită a râului Nistru. Mănăstirea are o istorie zbuciumată. Acest lăcaș sfânt a fost distrus de nenumărate ori de invaziile turcilor. Rămășițile mănăstirii s-au păstrat până prin secolul XIX. Ceea ce a mai rămas din vechea construcție sunt doar câteva pietre cu inscripții și o căsuță amenajată cu icoane și lumânări. Mănăstirea satului Cosăuți este fondată în anul 1990 de către arhimandritul Ieronim, fost paroh al bisericii din satul Cosăuți. Pe aceste locuri frumoase care dumneavoastră astăzi le vedeți în sânul codrelor, a fost prin anii 1700 și ceva o mănăstire veche de bărbați, fostă biserică de lemn. În timp ce echipa Asfalt de Moldova admira frumusețea locului, începuse o ploaie torințială de ziceai că s-a rupt cerul. Oamenii din Cosăuți însă sunt deja obișnuiți cu astfel de ploi. Chiar dacă nu aveau curent electric de câteva zile, aceștia erau nespus de bucuroși de precipitații. Cu credința oamenilor cer și Dumnezeu trimite ploaie la plantele care se crească, la tot. Dacă este ploaie, este totul. Tot ploile sunt însă cele care au distrus mănăstirea din lemn de cândva. Și de cum vedeți dumneavoastră aceste ploi care acum în fața dumneavoastră astăzi, pe vremuri tot erau ploi foarte mari și unii vedeți acum jos pe panta iazului, acolo este acolo o seră unde se cresc legumele și multe lucruri, era biserica. Și nevălind apa de prin sate, de prin oraș, de acolo, a demolat biserica. Ca bază să arătăm, să dovedim cuiva, prestolul, mormintele foștului călugări de cândva și cine mai tot s-a mai pătrat de ochintiști de vremuri, de creștini. Și iată, în 90, fiind un preot tânăr, arhimanditul Ieronim, venind paroh la biserica satului, i-a plăcut acest loc și a fondat mănăstirea care dumneavoastră astăzi o vedeți. De pe locul acesta liber, nu era nimic, el a făcut totul cu sufletul și cu trupul. Ploaia însă nu ne-a oprit să mergem spre izvorul din preajma mănăstirii, un izvor cu apă tămăduitoare. Creștinii vin eu des de ori la acest izvor, era așa o, ca o trecătoare din cu izvorul și atât vin oamenii care cu dureri de picioare, de oase, chiar și nevăzători cu ochii, spălându-și ochii, au căpătat vedere și venind strigând, strigau, Doamne, ești Tu, eu văd. Deci, de la Ucraina a fost o bătrână care a auzit despre minunea aceasta, acestui izvor, acestei api, a venit aici în Costeli. Și a stat aici la mănăstire mult timp, s-a rugat. Era așa un păraș făcut în adâncimii, apoi trece lumea bolnavă, împărăia și-o ista din nou ori și zicând rugăciuni și ieșau de acolo foarte mult sănători. Dar mie a ieșit fără costire, n-am mai vrut și venim cu așa tot striga în limba ucraineană. Batușca, batușca, ia zdarova, ia vâle celălalt. Uite, Doamne, apa locuitoare ce face din om de care credință. Pentru că fără credință pe fața pământului nu se face nimic. Și părintele acum renovează acolo frumos, lângă izvor, face un basin, o scăldătoare. Este în Evanghelie, spune cineva, întâi după tulburarea apei se va face sănătos. Și eu am spus, părinte, să facem nu părăiașul, fiindcă o să vie foarte multă lume și multă lume chiar să vine, facem o baie pentru lumea care vrea să le cuiască, intră așa în cămaș, așa cum la râul Iordanului, intră când intră în apă Iordanului, intră în cămaș și bărbață, albie ca la bătiet și femeile. Să intră ca să primească fericirea cea, credința cea care duce la un loc sfânt.
la noi a fost să vie din Germania, a dorit ca să ne iei izvorul, să facă apă. Și părinte stareț a zis că nu, că apa să fie pentru fiecare suflet, de unde vine, la fiecare suflet să ajungă această apă. Noriașilor, celor care vor să viziteze acest plai frumos, cu această natură frumoasă, cu această apă, să vie într-adevăr care au și chiar să fie credință, să ducă undeva în plăți lor, spune că m-am vindicat și eu din acea apă a Coseuțului. Mănăstirea Coseuți este locul unde îți dorești să revii mereu. Vin și școlari de prin toate părțile, vin din Ucraina, vin în Franța, vin din America, vin din toate părțile, din toate regiunile, vin. Chiar și astăzi am avut 10 autobusuri. E trage aici locurile astea sfinte. Izvorul, Pristorul, Iazul. Mănăstirea Coseuți, precum și oricare alte monumente istorice bisericești, vorbesc fiecărui trecător despre viața, istoria, arta și trecutul neamului nostru. Ele sunt adevărate comori care ne reprezintă cu mândrie în fața întregii lumi, punând în valoare vrednicia strămoșilor noștri.